Cătălin este marcatorul primului gol de acasă pentru România U21 în noua campanie de calificare. Pentru tine ce a însemnat? A fost un sentiment extraordinar, un sentiment de mândrie pentru că am ajutat echipa să aducă primele 3 puncte din această grupă și cred că mi-am reprezentat cu mândrie țara. A fost pentru tine și primul gol la echipa națională, că ai mai fost convocat la alte loterii. Da, sunt de la 14 ani la națională și ăsta a fost primul gol. A intrat în circuitul echipei naționale U21 odată cu această campanie de calificare. Cum te simți la echipa națională și ce înseamnă pentru tine să porți tricoul echipei naționale? Mă simt foarte bine. Este foarte relaxant pentru mine să vin la echipa națională. Avem un grup foarte, foarte frumos, minunat, aș spune, și mereu mă simt mândru când sunt convocat la echipa națională. Întâlnim în această lună doi adversari dificili, pe Albania și Elveția. Avem forța să învingem în aceste meciuri care par pentru noi ca două finale? Cu siguranță. Orice meci se joacă până la ultimul fluier și avem toate șansele să câștigăm fiecare meci în parte. Te-ai născut la Arad, un oraș care a oferit în ultimii ani jucători foarte buni, mai ales de atac. George Țucudean, Denis Man, David Miculescu, Adi Petre. Care este secretul Aradului? Nu este niciun secret. Cred că toți acești jucători au muncit și și-au dorit asta cu adevărat. Și cred că ăsta a fost punctul lor forte. Cum au fost pentru tine primii pași în fotbal? Am început fotbalul la 5 ani, mai mult, a spune, printr-o joacă, prin ceva care îmi ocupa timpul liber, iar mai apoi a devenit un vis și așa a început. Cine ți-a oferit primul tău echipament de fotbal, dar primele ghete de fotbal? Primul echipament de fotbal, dacă te referi ca antrenor, este Dinu Donca. A fost primul meu antrenor. Iar primele ghete, tatăl meu, știu, din ce mai țin minte, știu că l-a cumpărat de undeva. Erau ceva ghete cu vreo două numere mai mari. Și am jucat așa cu ele. La 14 ani și 9 luni erai cel mai tânăr debutant din istoria primelor două ligi. Îl întreceai pe Nicolae Dobrin, Florin Răducioiu, chiar și pe Marius Nicolae, care este acum director sportiv la România U21. Ce ai simțit când ai intrat în teren și cum ai caracterizat prestația ta de la debut? A fost o perioadă foarte scurtă. Eu făcusem pasul de la Under 19, mi se pare, era grupa de 2001, la echipa mare, făcusem, cred că, două săptămâni antrenamente, iar apoi mister de atunci a decis să mă bage, să joc. A fost un sentiment pe care nu o să-l uit toată viața mea. Ai debutat sub comanda regretatului antrenor Ionuț Popa, care era un om foarte carismatic. Ce sfat ți-a dat înainte de meci? Nu cred că mi-a dat niciun sfat înainte de meci. Mă încălzisem toată repriza a doua, eram pe margine, dar în interiorul meu simțeam că o să se întâmple ceva în acea zi. Iar după meci a venit, el a fost prima persoană care a venit la mine să mă felicite și era foarte, foarte bucuros pentru mine. În Italia, din postura de capitan al lui Lecce, ai reușit sezonul trecut să câștigi campionatul Primavera. Ești pregătit să faci pasul la seniori? Da, cu siguranță. E tot ce-mi doresc în momentul de față. Pe plan personal, să spun așa. Adică, cu siguranță mai am și alte obiective, dar acesta este unul dintre ele.
Italia a devenit practic a doua ta acasă, dar ți-ai dori să revii în fotbalul din România? Mă simt foarte bine în Italia. Nu știu. Pe viitor chiar nu vreau să mă gândesc. Prefer să trăiesc prezentul și să mă bucur de momente în continuare. Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat în Italia, fotbalistic, dar și de viață? Fotbalistic vorbind, cred că tactic am învățat cele mai multe lucruri, dar maturizarea mea cred că a fost cel mai important factor, pentru că s-a întâmplat la vârsta de 16 ani, de când am plecat în Italia, până acum și în continuare învăț multe lucruri despre viață.